vrei să obții plante de rodiu de bună calitate și repede poți folosi genul de butaș. Practic de aici, la 2 ani după ce l-ai înrădăcinat, ai rodie, ai fruct în pom. Dacă nu folosești genul ăsta de butaș gros, și folosești practic orice lăstăruș care ți iese încale, cale, eu folosesc orice. Folosești și cele mai subțirele rămurele. Chiar mai subțiri de atât pentru a fi rădăcinate. E atunci ai de aștepta vreo 2 4 ani de zile. Și mă refer în cazul dumneavoastră, că eu mă descurc, eu am permis să pierd timpul ăsta pentru a face plantele alea. Deoarece eu în fiecare an am seria cu 2 ani, 3 ani în urmă pusă. Și practic eu am de la un an la altul, deși pun ramuri foarte subțiri, pot spune că uneori am pus și așa ceva. Deci uneori am pus și cei mai nelemnifiați lăstăruși, uneori am pus chiar și așa. Dar am de da așteptat, o să vedeți materialul, și tot am făcut. Și tot v-am vândut. Da? Doar că la anul... Da, abia de la anul, adică o să mai am iar rodi. Ce a fost pentru anul asta s-a dat tot. Însă, după cum observați, eu mă pregătesc. O să curăț și aceste rămurele și o să le pun și pe acestea. O să vedeți materialul care va fi după ceea ce voi pune acum prin care vă arătam că pot fi puși buta și direct cu frunze direct. Când ai treaba îi pui oricum, pui mulți, unul lângă altul și de-abia la anul înrădăcinează și tot așa mai departe. Dacă vrei o rodia direct înrădăcinată, repede și în 2 ani de zile să ai și flori pe ea, folosești genul ăsta de butaș. Gros, mare, răcăit în partea asta, răcăită cu aja, cu un cuțit, puțin, pe aici pe acolo, hormon de înrădăcinare, în cazul acestuia radistim numărul 2, cu efect de ser o pungă în cap sau ceva ca să înrădăcineze repede, individual într-un ghiveci, scufundată 1, 2 ochi sau noduri, cum vreți să le spuneți, și garantez că în 2 ani de zile veți avea o plantă înflorită. Ceva de genul ăsta, în primăvară, după ce am rădăcinat, ținut în casă, în cazul dumneavoastră, mă refer, dacă vreți să vă grăbiți și aveți de unde să vă luați, în primăvară o plantați în curte și în 2 ani de zile după ce ați plantat-o, garantez care are 2 metri înălțime și florine. Vă salut, seară frumos!